Salut, prieteni, bine ați venit la un nou draft. Avem o nouă echipă, Team of the Group Stage Champions League, Lionel Messi, De Bruyne, Haaland și mulți alți jucători. Și e primul meu draft pe Next Gen FIFA, iată aici pe PS5. Începem draftul și sper să vină jucători Team of the Group Stage, asta este planul. Avem un 4-1-2-2 wide, 4-3-2-1, este și un 3-4-3, o să mergem cu 4-1-2-2. Sper să-mi iasă chemul cum trebuie în acest sistem. Hazard stânga n-ar fi rău. Mai sunt opțiuni de la Ali, Marlos, îl luăm pe Eden. Și hai să vedem, poate vine Messi, nu se știe niciodată. Ar fi foarte tare, dar iată că primul jucător Team of the Group Stage este Alejandro Gomez. E Papu Gomez de la Atalanta, care are powerhouse spell din păcate, dar în rest foarte tare jucătorul. O să iau fiecare jucător Team of the Group Stage care vine. Oh, Cristiano Ronaldo e form! Mamă, ce o să iasă! Nu, e prea tare! Ronaldo în echipă. În sfârșit un draft cu Ronaldo în form. Gomez Champions League. Și ce se mai poate întâmpla? Oare mai tare de atât? Erling Haaland vine și el. Dar ori luăm Lukaku pentru chem, ori îl luăm pe marele Erling. Trebuie luat Haaland, așa am zis, că îl vom alege în echipă, dar ce să mai, a venit și Ronaldo, care n-a primit un card Team of the Group Stage, în dreapta. Putem să luăm Under, fie mergem pe variantă Bundesliga, dar cred că Under o să fie alesul. Facem așa, nu știu dacă Haaland să poate fi titular. Parola e varianta de Serie A. Îl voi lua, nu știu dacă facem echipă Serie A sau nu. Rămâne de văzut. Gomez inform. Sau Romagnoli. Ce facem aici? 72 pace are ancora Gomez. Nu pot să nu-l iau. E foarte interesant Romagnoli. Dacă avea chem style, probabil că l-aș fi luat pe el. Ruben Dias, Rüdiger. De aici îl iau pe Rüdiger. Și am mers către Premier League. În general, defensivele ies de Premier League la draft. Sunt și către mult mai bun care vin de acolo. Kalinic. Hai să vedem pe laterale dacă avem cardurile potrivite. Care arată foarte ok. 84 pace, 73 defending. German, cum e și Rüdiger. N-avem treabă pe partea aia. În dreapta, Cuadrado, care merge și rămân și ar da full lui Cristiano Ronaldo. Fie luăm Dumfries, Florenzi, ori Doherty. Nu, îl alegem pe Cuadrado, care va fi rămân. Yunder nu o să joace, e prea slab cardul. Așa măcar Cristiano va avea full cam. Niabri, Matip, Kolarov, îl luăm pe Niabri. Trebuie un right back în echipă, de preferat un englez din Premier League. Sau Nelson Semedo, nu e rău Nelson. Trippier e de la Atletico, da, trebuie luat Nelson. Nelson acolo și cu Cuadrado, 75 chem. Ronaldo are full cu sniperul pe el. Ok, trebuie să facem ceva cu Eden Hazard, care nu prea mai are cum să rămână acolo. Paie, Marcelo, Bruno, Fernandes. Da, luăm pe Brunito. Carducele simplu. Nu Team of the Group Stage. Fernando, CDM, Marcelo. Ar avea link verde cu Eden Hazard. O, sau Savic. Savic poate fi un CDM bun. Hai să luăm pe Milinkovic de aici. Și a se chem acolo. Icardi, Teles. Oh, e bun Teles. Teles e potrivit. Merge cu Rüdiger. Și LM, eventual un jucător de Premier League. Sterling. Sterling e de la City. Treaba e că nu are linkuri prea bune ca să aibă full. Schultz ar putea fi pus acolo pentru Haaland. Ar rămâne Haaland titular. Uite, data asta îl luăm pe Schultz. Chiar că nu o să avem chem prea mare. 7 pentru Haaland. Și 7 și pentru Alejandro Gomez. N-are nimeni full. Nu e în draft cu chem, dar e greu un 4-1-2-1-2. Fiindcă au venit și jucătorii respectiv care nu se leagă așa de bine. Sanchez cu Shadow. Da, foarte bun fundaș și peste Rüdiger, cu siguranță. Ne mai trebuie un portar. Poate vine de la Liverpool careva. Știu și eu. De Gea. De Gea, Courtois, Neuer și Navas. David De Gea e bun. Mult mai bun decât ce avem acolo. Dacă aș pune Rüdiger acolo, avem 80.
Ar da full fundașilor. Ar fi bun în CDM de Premier League. Oh, sau Salah. Este Salah road to the final. Neapărat de luat Salah. Ar intra în primul minut. Avem parte și de niște modificări cu siguranță. Montoro. Da, de aici nu ajută nimeni. O să treacă pe banca Hazard. Hazard și Salah ar putea intra. N-ar fi schimbări rele, dar tot ne-a trebuit un CDM. Nu avem unul și Rudiger nu rămâne. Nainggolan, Son, Pogba. Da, Pogba merge. 82 avem cu Paul Pogba. Și încă un fundaș aici. Dar nicio surpriză. Tarkovski. Marcelo, cam atât. O să vină Tarkovski. Da, n-am prea avut cum luând jucătorii foarte buni. Așa o să iasă Schultz și Cuadrado. Vor intra Salah și Eden Hazard. Iar Niabri, Bruno Fernandes rămân rezerve. Un atac bun cu Gomez, Ronaldo și Haaland. Nu e rău deloc. Hai să vedem dacă un antrenor ne mai ajută sau nu. Dar n-au picat antrenorii potriviți. Carlos îi dă plus 1 lui Nelson Semedo. Și îl iau pe Carlos. Prima echipă și abia am văzut-o. Mane se calcă foarte repede echipele. N-a pus să vezi mai nimic. Mane, Mertens, Porto. Are mijloc cu Sanchez, Alan și Rakitic. Herrera în poartă. Defensiva nu e cine știe ce. Iar pe bancă are doar un Griezmann. Cam atât. Nu e un draft super reușit. Aș putea centra. Un jucător care dau bine cu capul. Iată că obțin un penalti încercând să centrez. Iată care kitul României acum am văzut. S-ar putea să fie român. Bate Ronaldo. Hai să vedem pe Cristiano. Gol Ronaldo. Este 1-0. Los amantes de los nachos estáis de enhorabuena. Salah în viteză. Și o să mizăm pe Eden Hazard, care era pe partea aceea. Șutul la scurt scos de Herrera. Ocazie importantă. Toți jucătorii noștri erau în față. A primit Haaland. Intră care Haaland. Șutul destul de bun, dar scoate Herrera foarte bine. Poate dă Ronaldo cu capul. Nu reușește în prima fază. Este însă un dribling bun Ronaldo. Ce gol! Ce gol Cristiano! Eurogol aici cu Ronaldo în form. Oh, Mertens! Frumos! Pase legate foarte bine. E 2-1 acum. Oh, ce culoar! Ne-a dispărut Teles de acolo. Însă vine cu centrarea, o greșeală aici. Câștigă Sanchez. Am fundaș bun la cap acolo. Da, asta a fost. Meci la limită. 2-1. Se încheie contra lui Dan. GG Dane. Bun meci. Deci aici un duel 2 vs 1, dar Ronaldo protejează. Este dribblingul pe spate acolo, potriva lui Griezmann. Și apoi vine semi-foarfeca cu stângul. Prea tare. Acum trebuie să fiu atent, să vedem cât mai mult din echipă. Mbappé, UCL, Hagi, oh, nu pot să cred. Hagi 89 acolo, Ronaldo în form. Da, foarte bună echipa acestui turc. Alejandro, no! Cum a arătat? Șut pe jos, scos de Thibaut Courtois. Ce păcat a fost... Foarte tehnic argentinianul. Ronaldo cu capul, bară. Gomez, e gol. Ce gol. Reușim până la 1 să marcăm. 1-0. În minutul 10. A fost golul lui Joe Gomez. Oh, trece Hazard. Șutul lui Eden. 2-0 imediat. O, primește Ronaldo. Un moment bun pentru Cristiano. O să facă 3-0, e gol. Primește gol Thibaut Courtois. 3-0 în minutul 23. Mai ușor meciul ăsta decât primul. Și pune pauză. Și
Și poate e momentul pentru Messi, da, iată-l pe Messi în dreapta, că Ronaldo și Mbappé nu s-au descurcat de unii singuri, intră și Messi, cine știe ce variantă o fi, poate chiar cardulucele. Oh, Messi cu călcâiul, Ronaldo și iată cum se dă gol imediat. A intrat Messi, gata, pasă de gol, frumoasă și execuția lui Ronaldo. Da, iată cum se întoarce meci cu Messi. Două pase de gol. 3-2. Nu pot să cred. Nu se poate. N-are cum. 3-3 așa imediat. E din nou meci de FIFA 21 standard. Jocul revenirilor. Ăsta e. Ca în filme. Centrarea, Ronaldo cu capul. Bine, Haaland îl servește perfect pe Cristiano Ronaldo. Așa ca între atacanți. În concentrare, Ronaldo nu dă cu capul acolo, dar vine Salah. Și iată două goluri în 4 minute în repriza a doua. Scapă Messi. Messi cu golul. Și este cardul simplu de 93. Nu, n-am făcut penalti. N-am vrut să îl faultez. Vreau să stau doar acolo în așteptare. Nu pot să cred. E chiar Hagi. Sper să rateze. Gheorghe Hagi. A ratat Hagi. Da. Salah, se poate închide meciul aici, Salah înscrie și asta a fost, 6-4, într-un meci poate tipic de FIFA 21, 10 goluri, penalti așa făcut de jucător pur și simplu și multe altele. A, mi-a furat Ronaldo, incredibil, așa ceva, e 6-5, da, e gata, noroc că a dat gol târziu. 11 goluri, 6-5, scor final. Al treilea meci și iată, este Messi, Team of the Group stage în față, tot în 4-4-2. Și-au mandat la lucru și pe noul card al lui Messi. Ronaldo la Gomez, Gomez trage în blocaj. Hai să putem să scăpăm de Rudiger. Salah, Haaland, Alejandro, Ronaldo a trecut mingea pe la toată lumea și cere 7, mă rog, cere 11 în cazul ăsta cu primul gol. Asta, Ronaldo, de ce nu el? Haaland dă să ia prin planul cumva. Nu înțeleg, apăsam să mi-l schimbe acolo pe Cristiano. Îl controlam pe Haaland, însă ar fi ajuns Ronaldo la minge și ar fi înscris. No, mi-am chemat jucătorii. Am apăsat să vină și n-au venit. Deci este oribil. Dă gol Messi. Erling. Hai cu golul Erling, e gol. N-a ratat de acolo, e stângul ăla magic al norvegianului. 2-1 și e celebrarea lui Haaland. Tare. Abia acum marchează. Ne-a cărat Ronaldo până aici. Messi! Doamne! Cum a dat-o cu dreptul așa? Merită o reluare acest gol cu dreptul. Doamne! Tot Haaland! O, e gol! Dublă! Prea bine aici! Încă o torpilă! Marca Erling Haaland. Oh, Wijnaldum. 3-3. Un gol de o parte și de alta în meciul 3. Messi cu golul 4.
A plecat de la jumătatea terenului, nu l-am mai oprit. Acum a trebuit să egalez în ultimele 10 minute. O, ce greșeală face, dar nu mai lasă arbitru jocul să continue, aveam un corner. 4-3, pierd în al treilea meci, am condus de multe ori. Treia să fie altfel. Da, două victorii și sunt două pachete. Premium Gold Pack, Jumbo Premium Gold Pack. Șanse minime de profit. Trent e pe primul pack. Sar, care iată e la Bayern. Bună, Sar. Văd că e vreo 1400-1500. Vine și Radu de aici. Și în rest o să păstrez cardurile. Iar aici avem și un Jumbo Pack. Tot cu Trent. Da. Card rar măcar. Vecino. Caldara Townsend. Da, Vecino este vreo 800. Și asta au fost pachetele. E bine, sper că v-a plăcut acest draft cu două dintre noile carduri Team of the Group Stage și acel Ronaldo Inform. Cu toate astea, nu uitați like acolo dacă v-a plăcut videoclipul. Cam atât. Pa, pa!